Tinichi Giul de ocazie repară mașini de mai bine de 20 de ani chiar în centrul municipiului, fără ca cineva să se sizeze și să-i oprească activitatea ilegală. Pompierii nu au reușit să salveze mare lucru din autoturism. Păgubitul va trebui să-și cumpere acum altă mașină. Pagubele se ridică la aproximativ 1500 de euro, iar Tinichi Giul de ocazie a intrat în atenția oamenilor legii. Ce s-a întâmplat? A luat foc. Păi, cum ați făcut? Eu n-am făcut nimic. Domnul a venit să o repare la dumneavoastră. Da. Și ce i-ați făcut? Dați-vă, vă rog. Și i-am sudat o tobă. Ce-ați făcut? I-am sudat o tobă. Și cum a luat foc? S-a aprins. Dar dumneavoastră în ce stare sunteți acum? Acum sunt în starea a doua. În starea a doua? Da. Și prima stare a fost când ați dat foc la mașină? Da. Ajung la fața locului, am constatat că autoturismul ardea în partea din spate și în interiorul acestuia. Autoturismul a fost degradat în proporție de 70-80%. Nu a fost pericol de propagare. Am venit la dânsul să sudez toba la mașină și el fiind băut a dat foc la rezervor. Ați mai fost aici? Da, mai veneam din când în când la el și mai făceam câte ceva. Am zis că fac mai ieftin. Era mai ieftin aici? Da. Și acum nu știu dacă reușesc să-l dau în judecată.